Absolvenții promoției 1999 de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare s-au reîntâlnit la 20 de ani după încheierea studiilor liceale. În Catedrala Episcopală Sfânta Trăime din Baia Mare, 21 de preoți au oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhierou vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Absolvenții promoției 1999 s-au rugat astăzi împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba de Tedeum și parastasul pentru ierarhii și profesorii trecuți la Domnul. Astăzi, în catedrala noastră din Baia Mare, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor de 21 de sfinți slujitori ai Sfintilor Altare, prăznuind sub această formă liturgică și dumnezeiască aniversarea a 20 de ani de la terminarea Seminarului Teologic Ortodox Român Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, promoția anului 1999. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că a trimis asemenea slujitori Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, în via sa. A fost o promoție de absolvenți de mare calitate, de profunzime teologică, care astăzi seamănă cuvântul lui Dumnezeu în sufletele și în inimile păstoriților cărora le-au fost încredințați spre mântuire. Astăzi este o zi binecuvântată de Dumnezeu, pentru că în mijlocul nostru a fost Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul la aniversarea celor 20 de ani de la momentul în care generația colegilor mei am terminat în anul 1999. Au trecut 20 de ani, astăzi m-am revăzut cu colegii de bancă, colegii de clasă, o generație minunată, o generație de sacrificiu, o generație de slujitori și împlinitori ai lucrurilor învățate. Văzându-i îmbrăcați în veșminte, văzându-i în timp cu ochii sufletului, îmi aduc aminte cu atâta bucurie că eram copii, dar astăzi suntem copii și slujitori Dumnezeului Celui Preanalt. Astăzi trăim o bucurie imensă. Ne revedem după 20 de ani cu o generație de absolvenți ai Seminarul Teologic Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare. O generație care a dat un număr de preoți foarte mulți din clasa pe care o reprezint, 22 au primit taina hirotonirii și își închină viața și slujirea misionară Mântuitorului Iisus Hristos. Am coliturghisit astăzi împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul și cu frații din generația noastră, părinții hirotoniți, desigur prezenți cei care ne-au fost îndrumători, profesorii, colegi care în viață au ales cărări și drumuri binecuvântate de Dumnezeu. Bucuria este imensă și credem că va fi imensă și va fi cu atât mai mare cu cât va trece câte o decadă la fiecare întâlnire. În cea de-a doua parte a întâlnirii, absolvenții promoției 1999 au participat la cursul festiv, fiecare având posibilitatea să-și prezinte realizările atât pe plan familial, cât și pe plan pastoral-misionar. Dintre absolvenții Seminarului Teologic Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, 41 sunt preoți și 2 sunt arhimandriți.